Salut, bă, și scuze pentru că nu am postat așa cum am promis, dar ca fiecare dintre noi am mai fost plecat pe aici, pe acolo, că doamne, e vacanță. Bă, pentru episodul ăsta m-am gândit să fac o parodie pentru școala de șoferi în care eu sunt elevul și Alex, cel din spatele camerei, este instructorul. Hai, salut! Sper să vă placă! Bună ziua, domn Bine. Caporal. Bine, sunt caporal. Bine ați venit la școala de șoferi al băncile. Fii atent. Închide mașina în primul rând. Dracu tot faci. Bun, ai închis mașina. Bun. Acum, ai venit să înveți să conduci, da? Da. Acum? Acum. În primul rând stai să vezi. Bun, a trecut mașina. Fii atent. Ia cheile. Băi, cu grijă! Bun. Ce dracu stai așa? Bagă cheile în contact! Ești sigur? Nu, că bubuie! Păi, murim! Bagă-mă cheile la... Băi, frate! Băgat? Bun, ai băgat cheile în contact, da? Fie... Ce dracu că trebuie... Bun, asta, vezi? Asta de aici, vezi? Le vezi, da? Da. Nu te mai uita la ele, că nu sunt ale tale. Bun, ăsta, le vezi? Ăsta de aici? Da. Bun, pe asta o să le citești pe internet, că n-am timp să stau atâta. Vezi alea de jos de acolo, care, vezi? Fiarele alea, da. Băi, nu-s fiare. De ce sunt? Fier vechi. Merge să le dai la țigan. Bun, fii atent. Sunt, e o ordine, vezi că e într-o ordine, așa? Da. Două dracu, două ordine. O vezi tu pe parcurs, da? Ok. Dacă mai apeși și accelerația, apeși și media frână, ai înțeles? Păi și de unde știu care e care? Păi nu contează, apeși tu, tu apeși toate trei. Așa, păi am numai două picioare, cum să le apăs pe toate trei? Apeși și cu mâna dacă îți ajunge, las-o așa, bun. Băi, vezi ăsta de aici? Da. Ăsta, deci ăsta îl folosești numai ca să fii șmecher, nu să stai cu el așa. Deci ăsta când conduci, da, ții mâna așa, înțelegi? Așa, deci ții mâna așa și vii cu ăsta așa, înțelegi? Băi, dar ții bine pe ăsta, da? Bun. Nu-i dau drumul să mor. Băi, mai dai odată drumul, știi? Când depășești, îi dai drumul să arăți la semnul păcii, înțelegi? Bun, fii atent. Deci, ăsta îl folosești, ți-am mai zis o dată, când ești mecher, da? Și când vrei să dai în spate. Dar, băi, fii atent, cea mai importantă regulă, când dai în spate, nu te uiți în spate. Păi și atunci cum văd? Băi, nu trebuie să vezi, tu dai în spate, înțelegi? Deci asta e prima regulă la condus, tu dai în spate, nu vezi, nu contează. Păi și lovezi mașina, ești nebun? Dă-o dracu de mașină, tu o lovești cu spatele, e vina lui ăla, că nu s-a uitat, chiar dacă nu era la volan. Bun, fii atent. Astea, le vezi pe astea? Da. Astea sunt ca să-ți facă aer, înțelegi? Deci le dai drumul și să-ți facă aer. Dacă ăla de lângă tine e caldă, moare, le dai mai spre tine, îl dai dracu pe ăla, înțeles? Ăla n-are voie să trăiască, bun. Ăsta, îl vezi? Băi, ăsta e radio-ul. Ăsta nu o să meargă acum, înțelegi? Că nu mai are baterie, dracu, să o ia. Dar nu-i dai drumul, decât dacă e cu manele. Ai înțeles? Am înțeles. Deci, scuz manele. Băi, ascuți manele, dacă nu ascuți manele, nu mai vin. Bun, manele. Bun, ăla e. Ăsta, îl vezi pe ăsta? Eu îl văd. Bun, ăsta, deci ăsta, băi, fii atent, ăsta e crucial. Dacă nu l-ai pe ăsta, poți să te dai dracu. Poți să ieși din mașină să te plimbi cu bicicleta. Deci pe ăsta apeși când vrei tu, ai înțeles? Dar când vrei tu, înțelegi? Te-a lovit cineva cu mașina, l-ai apăsat pe ăsta, ăla-i de vină, înțelegi? A venit un polițai după tine, apeși pe ăsta, ăla-i de vină, polițai, înțelegi? Bun, fii atent. Bun, dă drumul la motor odată. Păi nu știu să-i dau drumul. Păi de ce dracu ai venit la mine dacă nu știi să-i dai drumul? Păi ca să învăț. Bun, fii atent. Deci, apeși pe una din pedale. E bine, mamă, bravo, dă mâna, bravo, ai nimerit pedala, bun. Și acum, deci acum, de-abia acum, mai întâi, nu, lasă-mă ăsta, dă-l dracu. Mai întâi, te uiți afară după gagicuțe. Aici nu-i nimic, băi, nu mai te uita că aici nu-i nimic, dar mai întâi așa faci, da? Bun, după aia, foarte important, apeși din nou ăla, băi, și dai de ăsta de aici, înveți? Bă, mai ușor, băi, că rupi, mai ușor, dă din nou. Ce faci, mă? Ce faci, stai să te uiți la mine, dă-mă drumul la motorul ăla, băi. O, băi, că ia foc mașina. Gata, să mor, nu mai pornesc. Băi, tu îi dădeai drumul la motor, e că? Păi n-ai zis să fac asta. Păi cum să dai, bă, drumul la motor, băi? N-am permis, merge, ne oprește poliția, dragi să ia. Bun, fii atent.
Bun, ăsta, vezi, asta, ai ținut tu mâna pe ea, dar habar n-ai, ei că nu știi ce e asta. Băi, deci asta pe care ții tu mâna acum, da? Asta e frână de mână, înțelegi? Și aia de jos ce e frână de tipar? Păi cum crezi, bă, că se numește, înțelegi? Băi, așa se numește și asta. Asta e accelerație de picior, înțelegi? Și accelerația de mână care? Scoți mâna pe gen și așa, aia e accelerația de... Băi, frate, băi, nu știi nimic, mă. Nu știi nimic, bun. Băi, oglinda. Bravo. Bravo, mă, dă-mi coasă. Nu, să-ți dau mâna. Bravo, vine să-ți dau bani. Bă, niciunul n-a mai făcut, mă. Deci oglinda asta se folosește să-ți faci părul. Nu contează, te uiți în spate. E o porcărie. Îți faci părul în ea. Bun. Bravo, vă că știi. Băi, fii atent. Ăstea le vezi? Ăstea la care am zis să nu te uiți. Știi ce sunt, da? Cum să nu știi, mă, ce sunt? Păi dacă mi-ai zis să nu mă uit la ele. Știu, m-a ascultat pe mine să nu te uiți la ele. Băi, fii atent. Ăsta de aici. Băi, deci scopul tău ca șofer e să mergi cu 200, înțelegi? Să atingi 200. Nu contează că e acolo care trece, înțelegi, pietonul. Tu mergi cu 200, înțelegi? Pentru că atâta timp cât am avaria pornită, ăla e de vină. Bravo, mă, dăm cu amâna. Băi, ești bun, mă, ești deștept. Bravo, mă. Băi, fii atent, dacă eu zici pe asta la ofițerul de poliție, băi, ăla ți-a dat, gata, ți-a dat carnetul, înțelegi? Mi-l-a dat și mie. Dar nu, băi, nu contează asta. Bun, fii atent. Ăsta, știi ce e ăsta, da? Airbag. Și vreau să dau bani, mă. Bă, nu se zice airbag, mă. Se zice airbag, înțelegi? Că de ce? Fii atent, ăsta nu iese. Ce siguranță îți dă ăsta? Că dai cu capul și mor, dai tu dracu. Băi, ăsta e să stai relaxat. Ia pune capul, așa, pune capul. Și dă-și de mâine așa, stânga. Ăla, deci așa trebuie să conduci normal, înțelegi? Nu cum conduc aia așa, bravo. Nu mă înapoi încoa. Băi, ultima lecție, fii atent. Cea mai importantă, vezi ce e aia de acolo, o vezi, da? Da. O vezi, bun, ia, pun-o pe tine, pun. Bă, nu mai trage, mă, de aia, așa, s-o vezi? Pune, să... dracu. Păi dă-o dracu că se opune, normal că se opune. Ce faci, mă? Păi dă-mă jos centura, bă, dă-o dracu jos mai repede. Băi, fii atent, nu pui niciodată centura, înțelegi, că asta nu-i de siguranță. Dacă e să dai într-un zid, tot dai cu zidul, e o prostie, ai înțeles? Bă, fii atent, și când te duci la examinator, bă, nu pui de-astea, cum ne mă obligă. Bă, pui cruci de alea mari, de aur, înțelegi, și pe aici CD-uri cu, băi, cu guță, înțelegi, că e mai bine. Hai, gata, hai, salut. Hai, du-te, mă, mai repede, du-te, mă, băi, fii atent, 2000 de euro ăla, da? O zi bun. Exact. Băi, du-te, mă, dă-te. Închide, bă, ușa. Bă, sper că v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut, nu-mi pasă, dar clar v-a plăcut. În cazul în care n-aveți ce face, share pe Facebook, pe Twitter, pe ce vreți voi. Subscribe. Și, nu știu... Dați like paginii de Facebook și cam atât. Ciao!